În Moldova, pe parcursul a 8 săptămâni consecutive, se atestă o descreștere a numărului cazurilor de COVID-19. La fel, timp de 2 săptămâni la rând este în scădere și numărul cazurilor de gripă și infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în timp ce numărul infecțiilor respiratorii s-a poziționat sub pragul epidemic de îmbolnăvire. În perioada 17-23 aprilie au fost înregistrate 280 de cazuri de COVID-19, în scădere cu 39,5%. 4.494 de cazuri de IARCS, în descreștere cu 22,3%, 248 de cazuri de infecții SARI și 3 cazuri unice de gripă sezonieră. În concluzie, menționează Ministerul Sănătății, Moldova se apropie de sfârșitul sezonului gripal 2022-2023. Totodată este în scădere și numărul de spitalizări din cauza infecțiilor respiratorii virale acute cu 11,7%. Astfel, în instituțiile medicale au fost internate 210 persoane, majoritatea internărilor fiind în rândul copiilor de până la 4 ani. Informăm că nu au fost înregistrate decese provocate de gripă, în timp ce din cauza COVID-19 alți 6 moldoveni și-au pierdut viața.